cunoscut cum trebuie. Deci ați fost la Brașov. Cât timp ați stat la Brașov? Am stat până ne-a judecat, câteva luni. Câteva luni. După ce ați fost eliberați? Nu. 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 Cât am timp? Fost pus în lanțul și trimis la Văcărești. La Văcărești. Și de la Văcărești ne-a dus, care era o închisoare de trecere, da? La 42. Așa, după aceea am ajuns la Pitești, la închisoare, închisoare pentru elevi. Am înțeles. Și când ați fost eliberat de aici? De la Pitești, după aceea am fost mutat la Alba Iulia, în 43, în sfârșitul 43. Cum a fost la Pitești, în prima dată când ați fost dus? Vă spun, după 3 anilor, greu să stăpânești o turmă de copii. Și mai bine păstorești altceva, păzești altceva decât să păzești o ceată de copii. Eram o sumedenie de copii. Câți copii ați fost? De 5.000 sau 5.000 erau la Alba Iulia? În total și la Alba Iulia și la Pitești am fost în jur de 5.000 de elevi. Da. Și ne războiam în permanență, găseam, ne credeam mari și noi, ne credeam grozav, că așa e. Copilul plin de entuziasm, de elementul dominant în el este tocmai această tendință a copilului de a se grozăvi puțin. Cum sunt tinerii de a se crede că sunt de o importanță deosebită. Cât ați stat la Pitești? Da. Atunci. Cât ați stat la Pitești atunci? Am stat un an de zile. Un an de zile. 42-43. Pe sfârșitul 43. Acolo cum ați fost atunci, în perioada aia, ați fost torturat la Pitești? Nu. 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 După aceea ați fost... Singura reacție pe care o aveam când venea